Chiar dacă nu mai este membru PSD, deputatul Victor Ponta își va mai încerca norocul și la alegerile parlamentare din 2020. Va veni să solicite votul gorjenilor pentru a mai prinde un mandat în Camera Deputaților. Păi bineînțeles, din partea... în Gorj. Păi sigur că da. Sigur că da. Normal, dacă oamenii mă votează în continuare, asta o să vedem. Dar... mai e până în 2020, o să se schimbe foarte multe lucruri. Sper să schimbem bine, deși e foarte posibil să schimbe rău. Prezent la Târgu Jiu, deputatul Victor Ponta a ținut să sublinieze și cele două mari proiecte care sunt în derulare, centura ogolitoare și stadionul. Ambele au fost finanțate în perioada în care el era premier. Mă gândesc că în toate lucrurile bune și rele din Târgu Jiu n-a apucat încă să le facă Romanescu. Nu vreau să-mi dau încă cu părerea că nu pot să zic că m-am plimbat peste tot prin oraș. Important e că sunt proiecte mari pe care le-am început. Le-a început Cărciumarul cu sprijinul meu, care se finalizează. Înțeleg că stadionul va fi gata, dar aș vrea să nu fie un nou scandal cu... că văd că și la stadion mai puțin lumea interesată cine e pe teren acolo să joace, toată lumea interesată de spațiile comerciale. Și aș vrea să nu fie un nou scandal tipic nou aici, așa, oltenesc. Poate că totuși o să fie din nou echipă de fotbal și după aia vedem cu spațiile de comerciale ale cui sunt, ale lui Ionescu, Popescu sau Georgescu. Văd că la centură s-a lucrat și se stă, că nu s-au rezolvat problemele. E păcat că sunt lucruri importante, bani mulți pe care am reușit să-i aducem, banii sunt. Și e păcat să nu fie folosiți. Multe alte investiții e greu de crezut că vor fi făcute în Târgu Jiu în perioada următoare. O să rămână alea de pe vremea Cârciumaru și al Ponta. Sau invers, cum doriți. Victor Ponta este parlamentar de Gorj din 2004.